Cu toate că în această perioadă multe instituții au avut de suferit din punct de vedere financiar, se pare că setea de educație pentru natură și animale a constanțenilor și nu numai a făcut ca încasările Complexului Muzeal de Științe ale Naturii să se mențină în limite aproape normale. Potrivit directorului instituției Adrian Bâlbă, numărul vânzărilor biletelor online a crescut față de aceeași perioadă anului trecut. Anul trecut am avut 600.000 de vizitatori, anul ăsta estimăm 300.000 de vizitatori pe tot complexul și, bineînțeles, la delfinariu, probabil undeva la o treime din vizitatori, fiindcă aici scăderea a fost mai importantă, numărul de locuri pe care îl puteam ocupa fiind de o treime, am reușit să avem o funcționare destul de echilibrată, să putem oferi vizitatorilor posibilitatea de a cumpăra bilet online pentru a limita contactul cu casiera, contactul cu cei care verifică biletele. Și în felul acesta avem 20% vânzări în online, ceea ce este dublu față de anul trecut, când am avut doar 10%. Pe lângă spectacolele de la Delfinariu și proiecțiile de la Planetariu, conducerea Complexului Muzeal pregătește surprize constanțenilor, în special elevilor și studenților. Începem însă să facem pentru școlari o activitate de proiecție de filme, filme educative, filme cu profil biologic, științific, astronomie, astrofizică. Mai mult, avem un proiect european care înseamnă achiziția unor echipamente pentru planetariu, dar care înseamnă și vizite sau excursii cu tabere de astrofizică în diverse locații din Dobrogea. Mergem în special, am fost până acum în special pe lângă mănăstiri, am fost la cetatea Histria, obiective turistice, obiective care să ne atragă și din acest punct de vedere, această perspectivă, și acolo ne campăm cu 40 de corturi și vizitatorii noștri, împreună cu colaboratorii Universitatea Maritimă și Liceul Mircea, Liceul Colegiul Național Mircea cel Bătrân, să putem să explicăm bolta cerească vizitatorilor care vin și stau o noapte, îi găzduim la cort, cu corturile luate prin proiect european și în felul acesta transmitem educația nu numai de mediu, ci astrofizică sau științifică a cerului celor care sunt interesați. Potrivit directorului instituției, această activitate se va desfășura atât timp cât va permite vremea, urmând a fi continuată în primăvara anului următor.